Da, suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că avem rațiunea zilei. Cătălin Striblea în studio. Salut, Cătălin! Salut, bine te-am găsit! Ai văzut How Deep Is Your Love? Ce bine sună așa în engleză întrebarea asta. Am ascultat ceva mai devreme un colind în limba germană și mă întrebam care a fost ultima piesă de dragoste în limba germană pe care am ascultat-o vreodată în viața asta și nu mi-aduc aminte. Adică... 99 Luftballons, asta, nu știu, cum? De la Nena. Știi piesa asta? Nu. E, nu știi. Nana? Nena, mă, nu știi. Nena? Dar dacă suntem live pe Facebook și nu putem da piesa, nu? Dacă dăm 5 secunde din cea mai bună piesă de dragoste în limba germană pe care o știu, care? Că ne scotește de pe Facebook? Care? Care? Nu știu piesa asta. Cum nu știu? Nu știu. Stai că n-a început, stai să înceapă. Ideea că n-a început, e. Trebuie să îmi declin competențele, probabil că multă lume știe, stai. Dar nu e. Sună Rammstein, da? Da, Rammstein, da. Nu putem să o lăsăm toate că suntem live pe Facebook și n-avem voie. Dar încearcă și asta cu Nena, nu? Acum hai că o să caut. Da, caută și Nena, nu știu cum se zice la 99, 99 Luftballons, scrie tu acolo. Și între timp eu spun... Sună aviație germană, nu? Este baloane, baloane... Luftwaffe, da, baloane care zboară, da. Ăla e chiar cântec de dragoste. Da, de-aia am adus cu gândul la aviația germană, că e cântec de dragoste. Dar hai să vedem cine ai pregătit tu la rațiunea zilei imediat. Hai. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Cred că cea mai interesantă și mai așteptată audiere a zilei de astăzi a fost a lui Alexandru Rafila, nu ministrul sănătății, viitorul ministru al sănătății. Și el era așteptat să vorbească atât cu parlamentarii cât și cu presa, să explice câteva dintre lucrurile importante care trebuie făcute mai departe în, în termen de pandemie. Domnul Rafila spune așa că certificatul verde trebuie introdus doar când se anunță o agravare a situației. Da? Adică el cer așa adoptarea legii care acum este în Parlament și care știi că a trecut cu, a trecut, mă rog, are încă amendamentele alea de stabilit 30 sau 60 de zile înainte de vaccinare. Domnul Rafila introduce o nouă chestiune acum și spune, domnule, da, o să avem o lege, ne facem o lege, dar o folosim atunci când vine valul 5, de exemplu. A, deci o punem cumva în stand-by. O punem în stand-by. O să fie acolo, da, și o scoatem, da, când o fi... Asta mi-aduce aminte de anunțul AUR, care a zis, domnule, victorie, anul ăsta nu se introduce certificatul verde și cam așa arată. În schimb, o să vezi că e foarte interesant, premierul desemnat, domnul Ciucă, a spus că certificatul verde reprezintă o prioritate și a făcut apel la parlamentari să-l voteze. Păi da, dar ministrul sănătății zice că nu-i chiar așa prioritate și va fi interesant de lămurit acest aspect politic al guvernului. Se mai întâmplă ceva. Domnul Rafila spune în felul următor că odată cu sosirea sa la Ministerul Sănătății, ministerul trebuie să devină cea mai importantă instituție în lupta cu pandemia și să fie cea care trasează măsurile pe mai departe. El, că văd că aici e bucuria multora că noi așa tratăm lucrurile în România, el e într-o contră cu Raed Arafat. Și așa apar și titlurile peste tot. Deci Alexandru Rafila în contră cu Raed Arafat. Noi nu avem aici o situație de rezolvat între doi oameni sau puterea a două instituții, da? Domnul Rafila spune că DSU și-a făcut treaba bine, dar că în pandemie și de acum încolo, cea care conduce și ia măsurile necesare este Ministerul Sănătății și nu grupul de situații de urgență cum era până acum. Da? Grup care sigur că avea parte de influența lui Raed Arafat, dar aici noi avem de rezolvat o chestiune care ține de sănătatea publică. Pentru mine, ca cetățean, este mai puțin important dacă asta e condusă de Arafat sau de domnul Rafila. Însă, lucrul pe care l-au de rezolvat și l-am văzut foarte clar în ultimele săptămâni este, sau în ultimele luni, este că orice idee venită de la Ministerul Sănătății, de la expert sau de la Arafat, era trecută printr-un filtru politic, neaplicată, diminuată sau dată deoparte. Asta am văzut de foarte multe ori. Și ce aș vrea eu să știu acum, dincolo de diminuarea sau nediminuarea puterii lui Arafat în pandemie, pentru mine asta nu e foarte important, aș vrea să știu dacă domnul Rafila
are capacitatea de a impune decizii sanitare în fața deciziilor politice sau dacă este de dorit. Vă dau primul exemplu. Domnul Rafila a spus că certificatul verde mai e încolo, da? L-ați auzit mai devreme. Primul ministru zice că dimpotrivă, mai e repede. Da, sunt două mesaje contradictorii cumva în același guvern. Da, în același guvern și în intervalul aceleiași ore, știi? Adică ele vin și... Bine, n-ar fi prima oară în ultima perioadă când s-ar întâmpla asta în guvernul României, da. Acum, eu nu știu aici, că nu sunt expert, eu nu știu cine are dreptate. Eu văd valul 5 în plină evoluție în țările europene și aud pe specialiști, inclusiv pe Răzvan Cherecheș, care a fost de dimineață la deșteptarea, spunând că el va veni în România în ianuarie-februarie, da? Da. După sărbători. După sărbători. Să avem și noi sărbători. Și mai ales ținând cont de modul în care ne vom comporta la sărbători. Domnul Cherecheș spunea, uite, dacă scoți certificatul verde așa cum funcționează el acum din anumite zone, s-ar putea să ai probleme mai mari și mai repede. Aici sunt lucrurile de lămurit. Și chiar sunt foarte curios care va fi decizia politică dacă domnul Rafila, în acest moment, este cetățeanul îndrituit să ia toate aceste măsuri, nu celebrul grup despre care nici nu știm mare lucru, că n-am aflat în ultima vreme mare lucru. Păi, poate vor veni cu ceva explicații pentru noi, pentru că ne interesează în mod direct. Ne-a promis domnul Rafila un interviu scurt în Deșteptarea României de vineri. Sper să-l prindem. Înțeleg că, mă rog, noi lansasem o invitație, ar fi trebuit să fie aici, dar înțeleg că programul și viața i-a fost dată peste cap. Dar interviul acela sper că îl vom avea și vom porni de aici, în mod evident. Cătălin, ne mulțumim, te așteptăm mâine la România în direct. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.